Să felicit polițistul care a intervenit aseară în localitatea Drăgăneasa, în județul Prahova. Aș dori să vă puneți în locul unui om, unui polițist, singur, într-o comună, într-un sat îndepărtat, atacat de 5 indivizi înarmați cu dorința clară de a-i face rău. S-a luptat, a reușit să se descurce într-o situație critică, a executat și focurile de avertisment, a procedat conform legii și, în final, pentru a liniști agresivitatea celor indivizi, unul dintre ei a fost împușcat în picior. Atenționez pe toți cei care sunt violenți și mai atacă polițiști, că au dispoziție să riposteze. Nu este posibil ca într-o țară normală, infractori, interlopi, oameni violenți să atace polițiști. Trebuie să luăm atitudine și să apreciem sacrificiul acestor oameni. Pentru că, uitați, sunt și polițiști care își riscă viața apărând o secție de votare.